Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Puterea dragostei. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. 1 Ioan capitolul 4, versetul 16. Când Dr. Stanley Jones a predicat despre dragoste într-o biserică din India, un prezbiter al bisericii a povestit cum un necredincios pe care îl iubea și pe care îl ajutase crea probleme și amenința cu dezbinarea bisericii. Prezbiterul a întrebat pe Dr. Jones ce să facă, întrucât în acest caz dragostea nu părea să dea rezultate. Mărește doza, i-a sugerat Jones. Firea noastră egoistă ne face să credem că fericirea apare când obținem ceea ce ne dorim și când toate nevoile ne sunt împlinite. Cu toate acestea, când chiar obținem un loc de muncă mai bun, o casă mai mare sau puțină faimă, ne dăm seama că suntem goi, deoarece aceste lucruri nu ne aduc fericirea de durată și împlinirea. De fapt, ele ne stârnesc apetitul pentru mai mult și ajungem să ne învârtim în cerc. Peter Gilchrist a spus, citez, de fiecare dată când avem ocazia să manifestăm în vreun fel dragostea lui Dumnezeu față de alții, cercul dragostei noastre se întregește încă o dată. Am încheiat citatul. Sfântul Francis din Assisi a exprimat cel mai bine lucrul acesta în celebra sa rugăciune. Doamne, fă-mă o unealtă a păcii tale. Acolo unde există ură, să semăn dragoste. Acolo unde este suferință, iertare. Acolo unde este îndoială, să semăn credință. Acolo unde este disperare, nădejde. Acolo unde este întuneric, să semăn lumină. Și acolo unde este tristețe, să semăn bucurie. O, Stăpâne divin, ajută-mă să nu caut atât de mult consolare cât să-i consolez pe alții, să nu fiu înțeles cât să înțeleg, să nu caut să fiu iubit cât să iubesc, căci dăruind primim, iertând suntem iertați, murind ne naștem pentru viața veșnică.